Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai țineți minte bietul jandarm care aproape că a căzut în cap de pe cal? Sărașină să uite. Da, mamă, dar s-a zbătut ceva. Adică s-a el zbătut. Sau calul? Nu, el, și calul, în final și calul. Dar el s-a zbătut, tăticule, s-a dus cu capul într-o parte, după care a alunecat, a venit pe partea cealaltă, a fost distrat. Nu cred că a fost ușor. Nu, dar acum va fi și mai greu că l-au dat pe mâna procurorilor. Nu cred. Bă, l-au dat pe mâna procurorilor. Adică de ce? Nu e un pic excesiv, mă gândesc, pentru o manifestare, altfel e o manifestare concretă a legii gravitației. Mă gândeam că jandarmii sunt oamenii legii. Adică ei nu înțeleg cum funcționează legea. Asta e legea gravitației. La un moment dat, în anumite situații, legea acționează, cum să spun, natural. Poți să te mai opui în niciun fel. În general, te mai descurci, dar uneori n-ai încotro. Care e totuși motivul tehnic? Părăsirea neregulamentară a calului. Auzi? Deci, auzi, deci ăștia, autorii, eu vă spun, autorii regulamentelor militare sunt niște oameni cu totul speciali. Nu, eu n-am cunoscut pe nimeni niciodată, dar chiar mi-ar plăcea să cunosc colectivul care redactează regulamente militare și inventează astfel de infracțiuni. Pentru părăsirea neregulamentară a calului se aplică sancțiuni. Mă gândesc că o fi zis și calul ceva. Calul săracul, nu știu dacă a zis ceva. Bă, dar nu-l lași. Tu n-ai voie. Eu îi înțeleg, să știi. Da. Tu trebuie să stai călare. Ăla a plecat. Adică da, a coborât după cal la un moment dat. Mergând pe firul catastrofei, da. Practic, anchetatorii, s-a făcut anchetă, au ajuns la concluzia că jandarmul a căzut pe când încerca să urce. Da. De unde și întrebarea. Dar de ce coborâse? Asta este. Mai întâi de toate. Adică de ce s-ar fi dat jos ca să urce la loc să cadă să din nou? Să nu bârfească cu vreun coleg sau cine știe ce răutate a făcut. Da. Mă, poate avea o pietricică în șa. Adică tu dacă ai o pietricică în pantof, nu faci ce trebuie să faci. Nu dacă ești militar. Dacă ești militar, asta e. Ordinul e... se discută. Dacă n-ai voie, n-auzi că nu e regulamentar să cobori. Sau concitez din... Deci, purtătorul de cuvânt al jandarmeriei capitalei declară, s-au constatat aspecte, asta e foarte periculos, când se constată aspecte, te poți aștepta la orice, s-au constatat aspecte care ar putea constitui infracțiuni. Deci nu 100%, ar putea. Da. Păi, încă nu s-a, dar urmează. Și anchetează. Din comunicat, citez, pe baza concluziilor preliminare, vă informăm că a fost constatat un degajament, pardon, un comportament individual izolat, care aduce atingere onoarei și demnității militare, iar măsurile de sancționare vor fi stabilite în cadrul Consiliului de Onoare. De asemenea, vă informăm că vor fi efectuate și demersuri pentru constituirea DGJMB, Direcției Generale Jandarmi Municipiul București, permite să raportez, ca parte civilă pentru prejudiciile de imagine aduse de comportamentul angajatului nostru. Deci îl dau și în judecată, cum să spun, pentru prejudicii imaginea. De imagine, aici că... despăgubiri. Mai avem. Reiterăm faptul că nu vom tolera nicio formă de abatere de la principiile solide pe care este clădită instituția noastră și vom comunica în continuare cu celeritate concluziile verificărilor pe care le-am demarat. Să citat. Da. Bă, deci la jandarmerie, când gazezi și bați demonstrații pașnici în Piața Victoriei într-o seară frumoasă de 10 august, aia acolo nu-i problemă. Aia face parte din joc. Da. Bă, dar când cade vreunul de pe BDV-ul, sau BVD-ul, BDV-ul, e atingerea adusă onoarei și demnității militare, înțelegi? Ești dat în judecată pentru prejudicii de imagine, acuzat de abateri de la principiile solide pe care e clădită instituția. E fix la asta m-am gândit. Deci bate-i pe aia, băi, eu mă duc de acum la meeting-ul, mă duc călare, că da, pare să impresioneze mult mai tare. Dar să știi că m-am gândit fix la chestia asta când am văzut imaginile atunci. Adică după 10 august, cred că e primul moment când jandarmii mi-au fost simpatici. Când a căzut nenea? Când a căzut nenea. Da. A, zic, băi, omenește, sunt și oameni, uite, că se întâmplă, știi? Li se întoarce. Dar a trecut totuși ceva timp, adică... De la 10 august? Mai bine de 2 săptămâni de când a căzut omul de pe cal. Au anchetat, stai puțin. Nu știu, cred că nevoie de pensionar, timp. Un jandarm pensionar care e șeful Consiliului de Onoare, care n-a mai avut o agă de 4-5 ani minimum. Și a zis, bă, băieți, nu facem și noi o ședință acum, practic. Tovărășească. Hai să-l judecăm pe călăreț. Să tragem niște concluzii, tovarăși. Auzi, da, jandarmul ăla care la 10 august atunci, că eu tot revin, nu știu de ce, care cădea în timp ce încerca să bată demonstrantul. Mai țineți minte? Da, mă, ăla care, ăla care fugea, pac, se loveau doi cap în au cap. Au fost tare și pe aia n-au adus atingere onoarei militare? Ba, eu cred că da. N-au apucat să judece. N-am venit comunicat. Nu cred că au mers închis nimic. Acolo. Ăsta fiind știi viral. Care a fost? Norocul lor a fost acolo? Mă, nu erau călare. Dacă erau călare, ei se dădeau cap în cap la pușcărie cu ei. Așa... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.